Băie și fete, bine ați venit la Alege caracterul corect din Poppy Playtime. Frați și surori, astăzi vom face ceva foarte, foarte special. Mai exact, vom face împreună un quiz, adică un test cu Poppy Playtime care are 20 de întrebări. Ei bine, fraților, hai să vă explic care sunt regulile jocului și totodată vreau să vă zic că chestia asta mi se pare foarte, foarte mișto. Așa că dacă mai vreți să facem, apăsați chiar acum butonul de like să facem multe like-uri la clipul ăsta. Ei bine, fraților, avem în momentul de față un videoclip cu 20 de întrebări despre Poppy Playtime. Ghicitori, anumite chestii trebuie să ghicim, gen să ghicim caracterul corect, să vedem care e treaba, să alegem acolo, să vedem diferențele, tot genul ăsta de joculețe foarte, foarte interesante. Ei bine, fraților, sunt 20 la număr, așa că vă provoc să vă uitați până la finalul videoclipului împreună cu mine și după să scrieți la comentarii câte ghicitori, gen sau efectiv la câte nivele ați făcut voi bine, pentru că sunt 20 de nivele. Jocul e foarte, foarte simplu. Ei bine, la fiecare început de nivel o să se audă o voce în engleză care o să ne zică ce trebuie să facem. Adică, după cum puteți vedea, bănesc că toată lumea și-a dat seama ce trebuie să facem la primul nivel. Trebuie să ghicim gura lui Huggy Wuggy. Hai să auzim vocea. Eu o să vă traduc de fiecare dată în română. Hai să auzim vocea. Guess the Huggy Wuggy's missing mouth. You have four options. Ghicește gura lipsa lui Huggy Wuggy și ai 4 opțiuni. Ei bine, fraților, haideți să începem testul. Deci, aceasta este prima ghicitoare. Gen, băi, ideea e că o să trebuiască să facem pe timp, însă acum prima, hai că nu o facem pe timp ca să ne obișnuim. Să vedem care credeți voi că este gura corectă a lui Huggy Wuggy. Băi, la cum arată el? Nu cred că e prima, nici a doua, nici a treia. Eu cred că e D-ul. Hai să vedem. Deci, vedeți că avem acolo un timp. De acum o să mergem pe timp. N-o să mai stăm așa. Hai să vedem. Eu zic că-i D-ul. S-a terminat timpul. Time's up. Option D is correct answer. Opțiunea D a fost corectă. Hai să vedem. A doua întrebare. Puzzle number 2. Puzzle number 2. Can you spot the old mommy long legs? Și că poți să o vezi pe mommy long legs ciudata? Care e ciudata mommy long legs? Mamă, boys. Mamă, câte sunt? Ah, ok. Deci, rândul 4 a doua. Rândul 4 a doua, boys. Aia e ciudată. S-a terminat timpul. Time's up. This mommy is old. Ele, let's go, boys. Ok, o să punem și stop. Pentru că e foarte, foarte greu. M-am gândit, o să punem și stop. Puzzle numărul 3. Hai să vedem. Can you guess the puppy's missing face? You have deci, 3 options. Avem 3 opțiuni să punem care credem noi că este gen fața lipsa lui păpușa Poppy. Bă, A-ul n-are cum să fie. Nici C-ul nu cred că poate să fie pentru că practic se uită într-o parte și eu văd că parcă gen păpușa asta Poppy se uită la mine. Deci practic cred că e B-ul. Eu așa zic, că e B. Hai să vedem dacă am avut dreptate sau nu. E B sau nu? Time's up, s-a terminat timpul. Option B is correct answer. Option B era corect, ok, bun, foarte, foarte mișto. Puzzle number 4. Puzzle numărul 4. Which one is not like others? Mamă, care diferă, boys? Mamă, hai să ne uităm aici. Care diferă? Păi trebuie să difere și mami long legs și păpușa Poppy sau numai una? Mamă, boys, care diferă? Băi, eu nu-mi dau seama. Eu tot mă uit aici, boys, dar chiar nu-mi dau seama care diferă. Voi vă dați seama? M-am uitat la mami long legs, n-am găsit niciuna care diferă. M-am uitat la păpușa Poppy, nici acolo. Mamă, boys, eu chiar nu-mi dau seama care diferă. Eu la asta nu știu. Eu la asta, pe bune, boys, că cât de serios se poate, eu chiar nu știu care diferă. Ia să mă uit la păpușa Poppy, la ochi sau ceva de genul. Nu știu, boys, nu știu. Cred că deja a trecut și prea mult timp. Nu știu care diferă, vă spun sincer. Care, ia. Time's up, s-a terminat timpul. Care? This mommy is not like others. What? A, era jos acolo? N-are cum. Nu-i minciună. Nu era jos acolo. Ba da, boys, era jos acolo în stânga. Bă, cum vrei, bă, nu mi-am dat seama, man, lol. Voi v-ați dat seama, boys. Ok, hai să vedem. Care e următorul? Ia stai, bă, ce ciudat, boys, eu nu mi-am dat seama, mă jur că nu mi-am dat seama ce naiba, ok. This mommy is not like others. Aceea nu e ca ceilalți, da, mi-am dat și seama acum, ok, puzzle hai să vedem. Five. Puzzle numărul 5. Help mommy long legs to get Poppy doll.
Și că au ajutat pe mami Lonely să meargă la Păpușa Popii. Bă, boys, eu acum gen, vă pun așa pauză, fiecare face cum știe. Eu zic că o să o iau așa, mă duc sus puțin. Iau prima ieșire la dreapta. După iau prima la dreapta iar. După a doua la dreapta. Prima la stânga. Prima la... iară prima la stânga. Mă duc în sus. Da, boys, eu am găsit traseul corect. L-am făcut așa în minte. L-am găsit gen... O ia așa puțin, o ia gen prima la dreapta, se duce în sus și prima la dreapta. Hai să vedem dacă e cum am zis eu, în sus, prima la dreapta. Da, sus, prima la dreapta, uitați-vă. Gen, asta e petul corect, aș putea să zic așa. Puzzle numărul 6, hai să vedem. Can you spot the wood player? Care e playerul ciudat? Ăsta, boys, de jos, rândul 2 al 4-lea, vedeți, n-are ochii ca ceilalți. Ăla e playerul ciudat. Playerul ciudat. Ok, bă, sunt interesante astea. Dar sunt grele. Unele chiar sunt grele, pe bune. Ok. This player is old. Playerul ăla era ciudat. Ne-am prins și noi, ok. Mișto, mișto. Puzzle numărul 7. Gaze the Poppy Playtime character by the shadow. Ghicește caracterul din Poppy Playtime după umbră. Mamă, boi, să mor de știu. Bă, chiar nu știu. Cine e ăsta? Cine poate să fie? Boi, cine poate să fie, pe bune? Cine e? This character is Candy. Candy Cat. Habar n-am auzit. Bă, există caracterul ăsta. Eu n-am auzit în viața mea de el. Ce naiba? Puzzle numărul 8. Which one is not like others? Mamă, care diferă? Care nu e ca celelalte? Mamă, boys, aici trebuie să-mi dau seama iară după mami long legs, nu? Mamă, boys, ce ciudat. Băi, dar nu le văd. Eu mă uit așa la toate, dar parcă nu văd niciuna, știi ce zic? Adică trebuie să fie o mami long legs diferită, nu? Dar nu o văd, boys, mamă, deci nu o văd. Hai să vedem unde e, că eu nu o văd. Și acum parcă am dat seama că era super ușor ea. Să vedem. Sau e o de-aia diferită. This big cat is not like others. Big cat-ul ăla, chestia micuță, n-avea coarne. Puzzle numărul 9, mamă, ce greu e. Poppy Playtime character by their eyes. Ghicește caracterul după ochii lor. Asta e câinele ăla, băi. Pagey Pug Pillar sau ceva de genul. A făcut eu o reacție. Pagey Pug Pillar. Pug Pillar sau ceva de genul. Hai să vedem dacă ăsta e. Bunesc că ăsta e. Așa ar trebui să fie. Pagey Pug Pillar. Asta era, mă. Știam eu. Bun. Hai să vedem. Puzzle numărul 10. Which Hagiugi is similar to the circle? Cică, care Hagiwagi arată la fel ca la din cerc, uitați-l acolo, boys, pe rândul 2. Rândul 2 puțin în dreapta, sus, uitați-l acolo, bă, l-am văzut instant. Bă, ăsta chiar a fost ușor, gen. Chestia asta chiar a fost ușor, dar cealaltă a fost grea rău de tot, pe bune, vă zic. Hai să vedem. Deci chiar a fost grea rău de tot. Hagiwagi ăla e similar, m-am prins, sormea. Puzzle number 11. Puzzle numărul 11. Only a genius can spot three differences between these pictures. Mamă, deci trebuie să luăm trei diferențe din aceste... De să dăm spot la trei diferențe. Boys, în primul rând, prima diferență pe care am observat-o... Am observat deja două. Prima diferență sunt ochii, da? Deci în dreapta vedeți că are un ochi... Un ochi galben, unul roșu. După, dacă vă uitați în stânga la părul ei, în stânga de tot... Nu știu, parcă... mâna ei se termină undeva... După cum puteți vedea, deci dacă vă dați seama în stânga, mâna ei se termină după ce trece de păr, se termină așa, nu se mai vede încă o parte. Și mai avem încă o chestie, ea care poate să fie cealaltă diferență. M-aș uita, nu știu. Boys, mamă, deci a treia diferență chiar nu observ. A treia diferență, îmi e frică, pe bune, că nu o să observ. Și chiar nu cred că observ, boys, a treia diferență, sau? Bă, parcă am observat ceva, nu. Nu știu, a treia diferență, nu știu. Nu vreau să stau nici aici a 10 ani, dar nu știu. Ba da, a treia diferență e jos la papuc, n-are chestia albastră. Let's go, man! Let's go! Mom, let's go! Le-am ghicit pe toate trei. Let's go, man! Uitați-vă, boys, uitați-vă, astea sunt diferențele, v-am zis eu, mamă, man, let's go! Puzzle numărul 12, hai să vedem. Can you spot the wood Hagiwagi? Hagiwagi e ciudat! Mamă, credeam că l-am și văzut, dar nu l-am văzut. Unde mă, Hagiwagi e ciudat?
Probabil are gura întoarsă. Uitați-vă după gura, ia asta-i copia. Ah! Jos în stânga, jos în stânga, jos în stânga. Let's go, man. M-am bâns în pula chestia asta. Jos în stânga a fost aghiu-aghiu ciudat. Let's go. Acel aghiu-aghiu este ciudat. Bun. Mamă, bă, ne descurcăm bine. Puzzle number 13. Puzzle numărul 13. Hai să vedem și pe asta. Which one is not like others? Care nu seamănă, mamă, ce ciudat e astea. Care nu seamănă. Eu nu cred că seamănă. Pe rândul din mijloc, ba nu, din mijloc, în dreapta, deci uitați-vă, boys, în dreapta de tot, în dreapta de tot este o mami long legs care este întoarsă, capul este întors, bă, sunt prea bun la astea, bro! Let's go! This mommy is not uitați-vă, like acea mami long legs nu este ca celelalte, mamă, bă, prea mișto, sunt prea bun la chestia. Puzzle numărul 14. Which mommy is similar to the circle? Care e cea similară la cerc? Pă toate sunt timp similare la cerc, ce aveți? A, ba nu, asta n-are freză. Mamă, mamă, boys. Boys, băi, eu nu observ pe aia. Care n-are moțul ăla sus? Care, bă, mami, Lonezul care n-are moțul ăla sus? Toate l-au. Nu? A, ba nu, uitați-o pe aia. Al doilea rând aici. Al doilea rând puțin spre dreapta. Hai să vedem. Ăla e. This mommy is similar to Let's the go! Bă, sunt prea bun, man. N-au cum să o dea ăștia cu mine. Puzzle numărul 15. La început m-am bălbăit puțin, dacă mă uită bine. Trei diferențe. Hai să vedem care sunt cele trei diferențe. În primul rând, cutia de jos undeva e verde și undeva e mov. Deci asta e o diferență. După mai avem încă o lumină. În dreapta, vedeți, băi, este o lumină în plus. Și în stânga, sus, iar e o lumină în plus. Deci uitați-vă efectiv la ambele poze. Deci la ambele poze, jos în stânga, este o cutie. Într-o poză e verde, într-o poză e portocalie, într-o poză e verde, într-o poză e mov. După, dacă vă uitați deasupra capului acestei creaturi, se află o lumină în dreapta, în stânga nu e lumina. Și în stânga, boys, în stânga, sus, la ambele poze, undeva este un bec și în cealaltă poză nu e. Mamă, boys, bă, sunt prea bun la diferențele astea, mă, nu o dai cu mine, man. Bă, suntem buni rău de tot, pe bune vă zic. Și chiar ne descurcăm bine. S-a terminat timpul, deja am ghicit totul. Uite, mă, diferențele. Le-am dat Puzzle number 16. Astea. Puzzle numărul 16. Only a genius can spot the odd one out. Doar un geniu poate să o dea pe cea ciudată, gen, să-și dea seama care e cea ciudată. Boys, eu nu-mi dau seama care e cea ciudată. Ia să punem așa puțin stop să analizăm situația. Boys, cea ciudată este undeva. E pe rândul 4. Pe rândul 4 în mijloc, boys. În mijloc puțin spre dreapta. N-are gură cea ciudată. Bă, sunt prea bula astea, bro. Sunt prea bun. Nu dai cu mine. Aia e cea ciudată, am înțeles. Bă, nu dai cu mine la astea. Puzzle numărul 17. Aici să vedem. Which one is not like others? Da, boys, deja am văzut-o în dreapta sus. E cea diferită, pentru că scoate limba chestia aia. Habar n-am ce-i chestia aia de lângă Hagi-Vagi, scoate limba. Ok, boys, bă, suntem buni, suntem buni. GG pentru noi, știi ce zic? This candy cat is not like others. Aia e o candy cat, ci că ea nu e ca celelalte. Puzzle numărul 18. Puzzle numărul 18. Which one is similar to the circle? Care e cea similară, adică asta care n-are gură. Peggy Pack Pillar-ul care n-are gură. Nu-l văd, nu-l observ. Nu l-am observat. Fuck, nu l-am observat. This one is similar. Mamă, jos! Era jos, boys! Ok, ciudat. Puzzle number 19. Puzzle numărul 19. Can you spot three differences between those pictures? Poți să vezi trei diferențe între aceste pictori? Hai să ne cele trei diferențe. În primul rând, boys, vă zic care sunt primele două diferențe. După cum puteți vedea la panoul ăsta de control, în partea stângă sunt mai multe butoane, gen în a doua poză la panoul de control, în partea stângă sunt două butoane, în prima poză e doar un buton, și în dreapta sunt trei butoane și aici sunt numai două. Deci asta este prima diferență, primele două diferențe. Și a treia diferență este că ochiul ăștia din dreapta e deschis, vedeți? Într-o poză e deschis, într-o poză e închis. Sunt prea bun, man. Aia a fost, man. Ce să fac? Ce să fac dacă sunt prea bun la chestiile astea? N-am ce să fac. Time's up. S-a terminat timpul. Ce să fac dacă sunt prea bun? Uite diferențele. Ce am să le fac, boys, dacă sunt prea bun? N-am ce să le fac. Puzzle number 20. Puzzle numărul 20.
Only a genius can spot the odd bicket. Boys, aia bicket e fix aia din mijloc. Uitați-vă la aia din mijloc. Aia diferită, aia din mijloc, boys. Mi-am dat seama instant, efectiv. GG, GG, nu? Asta e, trebuie să fie. S-a terminat timpul. Aia din mijloc. Hai să vedem. Deci, boys, practic am reușit. Da, comentați la... Gen, scrieți la comentarii ce score ați avut. Băi, bun, băi și fete, aici s-a terminat episodul nostru. Scrieți la comentarii cum v-ați descurcat. Eu m-am descurcat foarte bine. Și scrieți totodată dacă mai vreți să facem chestii de genul. Pentru că există mai multe filmulețe de-astea pe YouTube. Eu am fost Marius Iancu. Vă pupa pe toți. Pa, pa!